Liga AC din cadrul Universității Politehnica Timișoara a venit în întâmpinarea problemelor studențești într-un mod aparte. Săptămâna trecută vă povesteam despre limonada care stingea problemele studenților, iar astăzi ne-am întors la sediul Ligii pentru a afla rezultatele formularelor, dar și care a fost percepția studenților care au venit să le completeze. Săptămâna trecută ați avut acțiunea Limonada de 5 credite și aș vrea să știu cum s-a desfășurat. De-a lungul a 4 zile, la noi la stand, studenții au completat un formular prin care aceștia și-au exprimat nemulțumirile cu privire la calitatea învățământului din UPT, la problemele apărute în cămin sau orice altă nemulțumire au avut ei. Timp de 4 zile, aici la stand, au avut o tabletă unde puteau completa în format online sau să completeze pur și simplu un format fizic. Eu aș fi tare curioasă să știu ce au ales studenții. Au ales varianta fizică sau varianta online? Fiind mai ușor de completat, majoritatea au ales să completeze în format online sau pe tabletă sau de acasă. Comparând cu edițiile precedente, implicarea studenților a fost mai mare, mai mică, la fel? Nefiind la prima ediție a acestui proiect, acestei activități, evident că studenții ne-au acordat mai multă încredere și și-au exprimat sincer părerea, cu atât mai mult cu cât formularul este unul anonim. Ce a urmat? S-a terminat evenimentul și voi ați făcut ce? După ce am centralizat cele 150 de răspunsuri, urmează să discutăm cu reprezentanții facultății, iar împreună cu aceștia să alegem cea mai optimă rezolvare a problemelor. O să te rog acum să dai puțin din casă și să-mi enumeri câteva probleme de care au amintit studenții. Majoritatea studenților s-au plâns de condițiile din cămin în ceea ce privește internetul slab, nerespectarea orelor de liniște, mizeria sau lipsa apei calde. În ceea ce privește calitatea învățământului, aceștia și-au exprimat nemulțumirea referitor la profesori, unii dintre aceștia aparent au pretenții prea mari sau nu anunță de la începutul semestrului modalitatea de notare sau schimbă pe parcurs. Noi încercăm să discutăm cu aceștia, cu reprezentanții facultății și întotdeauna se ajunge la un numitor comun. Noi vă felicităm pentru această acțiune și aș vrea să știu ce urmează de acum încolo. Veniți în ajutorul studenților și poate repetați acțiunea? Sigur, în fiecare semestru se repetă această activitate. Iarna le oferim studenților ceaiul de 5 credite, urmând ca vara să ne răcorim la limonada de 5 credite. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și ne vedem la iarnă la ceai. Cu siguranță că în Universitatea Politehnica Timișoara nu veți fi niciodată singuri, întotdeauna va fi cineva aproape de voi care să vă ajute. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi, iar până data viitoare vă invităm să dați un like pe pagina de Facebook Teleuniversitatea Timișoara.